Circul de Flori va pune la dispoziția locuitorilor din Cernavoda diverse produse, fie vestimentare din piele, blănuri, încălțăminte, fie produse de artizanat sau produse alimentare tradiționale. Cum sărbătoarea pascală se apropie, vizitatorii târgului vor avea ocazia să întâmpine printre exponate și obiecte de cult produse confecționate cu tematica acestor sărbători, dar și preparate specifice Paștelui. Primăria Cernavoda împreună cu Casa de Cultură organizează în următoarele zile, cu ocazia sărbătorilor dedicate floriilor, primul târg care se va desfășura pe centru civic al orașului, mai precis, târgul de flori. Cu acest prilej îi invităm pe toți doritorii să participe la acest târg, posibilii exponanți, invităm să se înscrie la sediul primăriei Cernavoda pentru a face formalitățile necesare participării acestui eveniment. Atmosfera de sărbătoare va fi întreținută de către artiștii locali, dar și de către invitații surpriză. Interpreții de muzică populară, ansambluri de dansuri ale Casei de Cultură vor urca pe scena din piațeta centrului civic pentru a oferi un spectacol surpriză celor prezenți.